Cam așa arată cămăruța mea. Adică destul de aglomerățică și are geamuri. Dar... A? Ia uite-l mâncălar, mama, pe el. Cum își face el treaba și dezinfectează aerul, dezinfectează hainele, obiectele din jur. Deja miroase minunat, minunat. Vă îmbrățișez! Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Continuăm seria emisiunilor în care l-avem invitat pe domnul doctor Adrian Cranta. Bună seara, Adrian! Bună seara, bună seara tuturor! Care dată mare bucurie că suntem împreună! Asemenea! Am să-mi permit să răspund în numele tău și cred că o să faci și tu mesajelor atât de frumoase pe care le-ai primit. Mesaj așa, simți că vin din suflet. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru faptul că chiar sunt utile aceste informații și mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și pentru susținere. Adrian, astăzi avem un subiect de care am vorbit data trecută, înainte să încheiem emisiunea, despre viața noastră nocturnă. Un subiect pe care eu nu l-am mai întâlnit în zona asta. Nimeni nu a avut îndrăzneala, să-i zic, de a vorbi despre așa ceva. Am înțeles. Păi, nu e ceva nou. Este ceva care în trecut era foarte normal. Este ceva despre care noi începem să intuim, în special cei care nu au avut de-a face cu omul în sensul studiului părții bioenergetice a lui. De altfel, este ceva care seamănă foarte mult cu Avatar. Dacă oamenii au văzut Avatar, exact asta se și întâmplă. Adică noi, în fiecare noapte, ne lăsăm corpul fizic, această mașină care ne poartă și ne ține în această lume fizică, cum s-ar spune, o parcăm în pat și ne desprindem, plecând la treburile noastre, plecând cu o multitudine de întrebări, și ajungem în acel laborator secret în care experimentăm. Acest laborator secret este viața nocturnă. Întrebarea este, ce este de fapt viața nocturnă? Viața nocturnă este acea parte a vieții noastre, să nu uităm că am avut un mare savant, Liviu Popovici, doctor Popoviciu, de la Târgu Mureș, care a scris multe cărți în domeniul somnului și care a spus că omul își doarme din viața lui o parte destul de importantă de timp, anume mai mult de o treime din viață noi o dormim. Somnul este mecanismul prin care noi transcendem materia, transcendem aceste condiționări ale lumii fizice. Condiționări sociale, condiționări familiale, condiționări religioase și, bineînțeles, condiționările sistemului de educație. Să nu uităm că noi suntem suflete întrupate și nu trupuri însuflețite. Ceea ce cel mai prețios este sufletul, pentru că acela
este o esență mult mai prețioasă decât corpul fizic. Corpul fizic este o mașinărie și noi trebuie să avem grijă de ea și cu ajutorul ei trebuie să hrănim corpul sufletesc și trebuie să împuternicim acest corp să își parcurgă toate temele pentru care el a venit. Practic, noi ne împărțim între viața, între sala de clasă și laborator. Sala de clasă și laborator. Asta este viața noastră. Unii cred că viața este doar laboratorul unde aplicăm diverse lucruri, adică viața de toate zilele. Alții cred că este vorba de sala de clasă, acolo unde noi învățăm și învățăm și cum să aplicăm și după care punem în practică în momentul când deschidem ochii și ne luăm în primire această mașinărie numită corp carnal. Întrebarea este, de ce ni s-a dat acest somn? Deoarece atunci când noi am fost creați, ni s-a implementat în sistem acel program de revenire la bază în fiecare noapte. Noi nu putem să stăm mai mult de 72 de ore fără să revenim la bază. Asta e situația. Că dumneavoastră vreți să spuneți că a fost un Adam și Eva? Da, sigur. Că Dumnezeu a creat această specie umană? Da, sigur. Că Dumnezeu, prin intermediul unor civilizații extraterestre ultra avansate, a creat această specie umană și prin intermediul ei este copărtaș la o multitudine de experiențe, experimentul Terra, da, sigur, dar omul nu poate să stea în această mașinărie mai mult de 72 de ore. În momentul în care nu iese, nu face update de sistem, upgrade, automat el moare. Deci, ceea ce vă spun acum sunt lucruri cunoscute și totuși lucruri despre care nu se spune nimic clar. Dar asta suntem noi. Noi suntem în fiecare noapte chemați în sistemul de unde venim pentru a vedea foaia de parcurs, cât am parcurs, cât am experimentat, ce rezultate am avut și pentru a creiona în continuare posibilități de remediere sau de optimizare a programului. Deci dacă mă întrebați de ce este necesar, acesta este motivul, este unul din motive. De ce avem noi nevoie de a ieși din corp afară? Este o întrebare ultra delicată, pentru că noi avem nevoie de o energie care să producă această fuziune a materiei și non-materiei. Adică avem nevoie de această energie non-materială pe care nu putem lua stând în corpul fizic. Noi cumva trebuie să ieșim în afara corpului pentru a o putea lua și apoi cu ajutorul acestor corpuri să o aducem în sistemul nostru fizic. Adică e ca și cum a aduce acel uraniu îmbunătățit în reactoarele nucleare și uzina respectivă ar produce energie și orașul, țara respectivă ar putea lucra. Dacă noi vorbim de fuziune și fisiune, sunt lucruri despre care încă nu avem timpul să discutăm, dar există mai multe moduri de a produce această energie din această energie nucleară. Ce e important să înțelegem că ori de câte ori noi nu ieșim la timp din corp,
pentru că o să-mi puneți Titus Popoviciu, scuze, doctorul român, îl cheamă Titus Popoviciu, a stat, a trăit, a cercetat la Târgu Mureș, un doctor extraordinar, cu niște studii recunoscute la nivel mondial, pentru că toată viața lui a dedicat-o studiului somnului. A spus că somnul este cea mai importantă partea noastră și noi trebuie să înțelegem că somnul este un element important despre care trebuie să vorbim și trebuie să explicăm efectiv care sunt etapele fiziologice din timpul somnului și cum omul ar trebui să se pregătească pentru somn. Este esențial să înțelegem că oamenii au uitat despre semnificația somnului, au uitat ce este somnul, este o rampă de lansare către zona constelația din care noi venim. Noi, planeta Terra, este un cumul a cinci civilizații venite din spațiu, și anume rasa galbenă, rasa neagră, rasa roșie, rasa albă. Deci este foarte important să înțelegem că multe lucruri, în special paleoastronautica, vine și aduce noi informații în acest sens. Se pare că, într-adevăr, suntem un experiment și acum, în momentul actual, noi suntem într-o etapă importantă a acestui experiment. Revenind la povestea noastră cu de ce avem nevoie de această viață nocturnă, noi avem nevoie de a recapitula și de a reoptimiza exact ceea ce noi facem a doua zi. Dacă sunteți atenți pe o perioadă de o lună de zile, veți observa că ceea ce ați trăit în acea noapte se întâmplă în ziua respectivă. Unii oameni vorbesc despre vise și vreau să spun niște lucruri importante despre vise, și anume cele trei categorii. Avem vise care se întâmplă înainte de miezul nopții. Aceste vise sunt vise sanogene, vise vindecătoare care ne vindecă. Avem vise care reprezintă un mod cât se poate de logic de unificarea unor trăiri, unor informații din viața noastră nocturnă, practic înșiruirea într-o logică pe cât de apropiată de sistemul nostru de referință, pe atât de fabuloasă, ca să zic așa. Și mai avem visele de dimineață. Sunt așa zisele vise lucide. Vorbim despre visele de la ora 4. Aceste vise sunt puternice pentru că energia yin-ului, adică energia yin-ului care se adună din somnul de la ora 9 până la ora 12, se poate transforma la ora 12 într-o energie yang și la nivel hormonal. Melatonina și în partea a doua a nopții, hormonii sexuali pot să optimizeze această comunicare dintre corpurile non-fizice și corpurile fizice. Deci se poate face un transfer de informație, un transfer foarte clar, anume lucruri de care trebuie să ținem cont sau de care trebuie să ne ferim în ziua respectivă. Sunt așa zisele vise premonitorii și ele pot să aibă loc în situația în care omul studiază o disciplină numită igiena somnului. Igiena somnului este esențială și oamenii ar trebui să fie atenți la această poveste.
ca să facem ca lucrurile să fie mai clare. Un mare maestru, Carlos Castaneda, spune că dacă un om nu este atent cu visele lui și nu caută să dobândească controlul și puterea asupra viselor lui, nu va putea face lucrul ăsta asupra vieții lui, aici, din planul de veche. El spune că tot ceea ce poți face în vis, poți face în realitate aici pe pământ. Perfect de acord, perfect real. El spune că toate capacitățile pe care le manifestă în timpul visului, le poți manifesta și în starea de trezvie aici pe pământ. El spune foarte multe lucruri. Dar esențial este că el spune că trebuie să intri în starea de somn cu integritate și putere, nu cu mintea risipită. Este ca și cum un om trebuie să ducă o misiune importantă la capăt și pur și simplu o ia râși, mai așa, mai neatent, nu e prezent, nu este acolo, el vrea să facă ceva, să ducă la capăt, dar clar nu o va putea duce. Deci, viața noastră este ca un joc, dar acest joc noi trebuie să-l jucăm serios. Deci, revin și recapitulez în același timp. A spus că viața nocturnă este importantă dacă noi îi acordăm importanță. Dacă noi nu îi acordăm importanță, e o problemă. E ca și cum mergem la școală mereu și mereu, fără să ne facem temele. Noi avem nevoie de această viață nocturnă pentru că dacă suntem atenți cu ea și corelăm lucrurile pe care le experimentăm și le învățăm în timpul nopții, noi putem să ne ducem la capăt misiunea cu care am venit aici pe pământ. Avem nevoie de ea numai din punct de vedere informațional. Avem nevoie de ea din punct de vedere al energiei psihice. Energia psihică este o energie care ia naștere din această energie necreată pe care noi putem să o preluăm doar în momentul când ieșim în afara corpului. Dacă ai observat, ești rupt de oboseală, ești super tensionat. Pur și simplu a citești un pic, 2 minute, 3 minute și când ai deschis ochii, wow, e deja, parcă e o nouă zi. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că în acea perioadă noi am ieșit din corp. Am ieșit din corp, ne-am încărcat și am reintrat cu forțe proaspete. Legat de corpurile subtile sau corpurile care participă la acest aspect. Este foarte important să ne păstrăm corpul eteric într-o fază vibratoare, adică cu o vibrație înaltă. O vibrație înaltă în sensul că să fim conștienți că noi nu suntem aici pe pământ să ne târâm și că noi chiar putem să zburăm. Corpurile subtile, corpul sufletesc, este important pentru că atunci când el nu are conflicte emoționale, el la rândul lui produce niște tipuri de energie care la nivel fizic se materializează sub forma unor neurotransmitători speciali care fac posibilă desprinderea părții non-fizice de partea fizică într-un mod conștient. În cazul în care noi nu căpătăm această conștiință nocturnă, atunci este dificil. O să vă spun lucruri legate de somn, de vise, care cumva reprezintă o cu totul altă cunoaștere decât ceea ce credem noi. Anume, în sistemul taoist, în toate cele 3 școli din care fac parte,
Se spune că somnul este important, dar dacă ai o problemă privind partea de managerire a informației, atunci vei avea probleme, în sensul că corpul va traversa probleme de slăbiciune fiziologică sau psihologică și vor apărea visele. Și visele, spuneam că în prima fază sunt o formă de vindecare, adică o formă de defulare. Dacă noi avem nevoie de această defulare, visele reprezintă acel prag maxim în care noi suntem plini, efectiv. Totul a trecut de cap, de gât, de nas, de creștetul nostru și am ajuns în situația în care nu se mai poate. O picătură deja e prea mult. Și atunci apar aceste vise care cumva defulează sistemul și noi putem să mai luăm o gură de oxigen. Al doilea tip de vise, am spus că este o înșiruire pe cât posibil logică a unor frânturi, a mai multor proiecte sau a mai multor lucruri de care ne-am ocupat în timpul nopții, se făcea că, se făcea că, se făcea că, dar pentru că nu avem suficientă energie telurică, nu le putem pune cap la cap într-o formă cursivă, așa cum au fost ele. Și atunci le punem cum să numereze. Ăsta ar merge cu ăsta, ăsta ar merge cu ăsta, hai că e ok. Spuneam de a treia categorie de vise, că sunt vise premonitorii. Întrebare. Este bine să visezi? Dacă nu ai grijă de tine și sistemul este supraîncărcat, este foarte bine să visezi, pentru că în felul ăsta mai defulezi, mai dai afară, mai reușești să spui cât de cât în ordine în sistem și poți supraviețui. Pe măsură ce începi să studiezi aceste discipline, visele dispar și rămâne doar pur și simplu partea conștientă, acel awareness în care clar îți aduce aminte cum ce ai lăsat corpul, ai plecat, te-ai dus, ai ajuns, te-ai întâlnit, ai învățat, te-ai întors, aplici. Se spune că toți visăm, doar că nu ne aducem aminte, nu ne amintim a doua zi. Ai punctat foarte bine și ar putea exprima pentru o întrebare. Adrian, de ce anume noi nu ne aducem aminte și când anume noi avem puterea de a fi conștienți? Această putere este legată, pe de o parte, de echilibru emoțional, asta vis-a-vis de partea feminină, și, pe de altă parte, legat de puterea sexuală, echilibru sexual. Amândouă părțile, dacă sunt neglijate, afectează nivelul de pinolină, CiNO și DMT. Când DMT-ul este afectat, atunci noi nu mai avem puterea de a face această trecere dintr-un plan în alt plan. Lucrurile acestea, la început, oamenii le-au stăpânit. Apoi a venit marea resetare antică. Acum nu mai poți să spui un nume care acum 3 ani poate că nu însemna nimic. A fost vorba de turnul Babel, în care oamenii și-au pierdut niște capacități. Au pierdut capacitatea de a călători oriunde în univers. Au pierdut capacitatea de a vorbi această limbă a spiritului, fără ca urechile fizice să fie necesare să audă, era o limbă a spiritului în care te înțelegeai cu orice ființă, orice formă de manifestare a vieții. Și oamenii au pierdut capacitatea de a se regenera. Au fost 3 mari pierderi. Mari. Și bineînțeles, când vorbim de capacitatea de regenerare, vorbim de al treilea ochi.
pierzând aceste capacități, a fost o adevărată resetare. Și au fost totuși oameni care au scăpat, au mers mai departe și au lăsat aceste cunoașteri, aceste cunoștințe unor școli inițiatice. În Europa există multe școli, însă o școală foarte puternică pe care am întâlnit-o mai bine zis un ordin, Ordinul Bubniței, este un ordin vechi, rădăcini foarte vechi, cu o cunoaștere extraordinară. O cunoaștere și cunoștințe tehnologice care vin tocmai din perioada Atlanților. Studiind istoria religiilor, studiind istoria religiilor, nu citind cartea numărul cea Iliade, este o carte extraordinară. Nu, călătorind efectiv pentru a vedea ce se întâmplă. Mergând în Africa pentru a vedea acele triburi marabu care practicau această bilocație, această formă de a călători în suflet, în spirit. Văzând la fața locului o multitudine de ceremonialuri, o multitudine de lucruri care sfidează lumea rațională. Acum, prietenii, nu mai știu care, îmi spunea că cum au văzut un pănet, cred, un filmuleț, un colaj cu foarte multe demonstrații și foarte mulți maestri cu care am lucrat și, bineînțeles, testările la care noi eram supuși în China vis-a-vis de o multitudine de capacități. Da, ele sunt adevărate, există, sunt reale, dar nu asta este cel mai important. Cel mai important este caracterul. Caracterul este un pasaport pentru rai. Dacă l-ai, atunci ai rai. Deci, vis-a-vis de igiena somnului, spuneam că există sisteme vechi, există școli în Asia, zona siberiană, zona himalaiană și, bineînțeles, Extremul Orient, școli cu care am avut de face, m-am antrenat acolo și care au o cunoaștere vastă vis-a-vis de acest aspect, anume viața nocturnă. Există o legendă care spune că dacă 108 oameni devin conștienți într-un anume ritual, ei pot să facă ca realitatea respectivă să devină o realitate colectivă. Interesant, sunt foarte multe profeții care vorbesc despre acest aspect. Haideți să vedem acum o întrebare mai concretă. Ce anume înseamnă, ce anume presupune igiena somnului? Igiena somnului presupune a nu avea conflicte care să împiedice activarea conștiinței sau a acelui awareness în momentul desprinderii, ieșirii din corp. Aceste conflicte pot fi emoționale, pot fi nutriționale și, bineînțeles, pot fi lucruri legate de munca efectivă, adică ceea ce în tradiția spirituală a Pământului, în tradițiile protoistorice, s-ar numi înghețarea sufletului. Am folosit foarte des la apă. Am observat că aveam și o energie mai mare, mai bună,
simțeam mai bine după ce consumam apă energizată cu inoculul. Și era o apă pură, ca de izvor. Deci eu chiar am fost pe munte mult timp și chiar era gustul ăla de apă de izvor. Și mi-a plăcut asta. De aceea recomand tuturor. Într-o întâlnire recentă cu oameni care sunt implicați în studiile acestea, discutam despre cercetările făcute în ultimii 30-40 de ani vis-a-vis de oameni care practică. Care practică meditația, care practică diverse forme de practică spirituală. Și am căzut de acord că este dificil, pentru că ai nevoie de, chiar ai nevoie de cunoaștere ca să știi cum să meditezi. Am văzut mulți oameni care meditează, am putut să-i măsurăm și ceea ce am văzut nu prea mi-a plăcut, în sensul că este admirabil că fac lucrul ăsta, dar este deplorabil că rămân doar la nivelul la care sunt. Pentru că nivelul respectiv nu ne arată decât foarte multe blocaje. Foarte multe blocaje și stau și nu le pot depăși. Și discuțiile pe care le-am avut cu ei au fost de genul, ok, dar de ce nu faceți măsurător? De ce nu măsurați? Pentru că oamenii, în oameni există o putere colosală, dar sunt o mulțime de blocaje care apar la nivel endocrin, la nivelul plexurilor nervoase, la nivelul articulării, segmentelor osoase. Și dacă nu e cineva care să-ți spună cumva să te poarte în tehnică și să te facă să fii conștient, nu ai cum să treci. Nu spun lucrurile astea ca să descurajezi, dar spun lucrurile astea pentru ca oamenii să se trezească, pentru că văd foarte multe fabulații, foarte multe fabulații și totuși vreau să spun că fabulațiile astea nu există doar la noi. Nu. Fabulațiile astea sunt peste tot. Mă duc să beau nu știu ce răcoritoare și fac o mantră și se transformă în nectar și ajung zeul nemuririi. Acestea sunt imaturități, ca să nu zic altceva. Imaturități. Problema este că ele trebuie corectate și un maestru din China îmi povestea că China a ajuns să, de trei ore a ajuns într-o perioadă în care nu mai puteai distinge maestrii reali de șarlatani. Și atunci cumva istoria a făcut că a fost ca un exod, așa, ca un fel de revoluție culturală, în care cei care au putut au scăpat, cei care n-au putut, asta este, s-au dus. Cumva a avut loc o selecție. Și mereu, se pare că mereu și mereu, la un anumit interval de timp, intervine această selecție, ca să se pare grâul de neghină. Deci, și aici, în povestea noastră, sunt foarte multe de spus, dar hai să vedem totuși ce întrebări apar pe marginea acestei teme, pentru că așa aș putea vorbi săptămâni în șir și totuși scopul meu este să mă leg cumva de întrebările pe care le pun oamenii. Da, uite, foarte multă lume vorbește de aceste unde cerebrale prin care trece creierul nostru înainte de a intra într-un somn profund. Și mă refer aici la undele beta, alfa, teta și așa mai departe. Știm foarte bine că mulți reușesc să intre, sau cel puțin așa spun că intră într-o stare de meditație în perioada asta, alții fac channeling. Știu, am înțeles. Dacă poți să dezvolți puțin cât este mit, cât este realitate și dacă ne putem juca accesând tot felul de entități în, atunci când ne aflăm în aceste stări.
Am înțeles, am înțeles. Ideea este vis-a-vis de studiul undelor creierului, sunt mai bine de 40 de ani de când studiez povestea asta. În 96 am înțeles că, de fapt, era un drum, o înfundătură. Adică nu mă ducea nicăieri. Am început să studiez, să mă antrenez vis-a-vis de EEG și EKG, încă într-o perioadă când oamenii foloseau astea doar strict pentru partea de evaluare a stării de sănătate. EKG-ul este un aparat care pune în evidență fiziologia electrică a inimii, iar EEG-ul pune în evidență fiziologia electrică a creierului. În 1996, deci acum 25 de ani, aveam să aflu că, de fapt, toate astea nu duc nicăieri. Bineînțeles, nu este meritul meu, este meritul profesorilor mei, în special cei din Austria, Institutul de Biocibernetică din Viena și mai multe ordine spirituale care erau implicate în practicile respective, în cercetarea respectivă. Și eu am avut în sensul acesta o conferință la Dallas de curând vis-a-vis de amigdala, gardianul puterii creierului. Ce putea spune este că și acum am mai multe modele de electroencefalografe care din când în când mă mai amuz, mai lucrez cu ele, dar nu le folosesc în domeniul cercetării, deoarece ele nu scot în evidență ceea ce pe noi ne interesează. Ca să mă fac mai clar, dacă noi vorbim de channeling, vorbim de starea de transă, vorbim de conectarea entității complete umane cu alte entități, noi vorbim de fapt de un fenomen studiat din protoistoria omenirii, anume câtă putere se alocă la nivelul creierului celor 8 lobi ai creierului. Noi avem doi lobi temporali, frontali, avem lobii temporal, parietal, occipital, clar, sunt patru și patru, deci patru perechi. Creierul este important să-ți poți scana, să vezi câtă putere se alocă dacă încărcătura electrică este pozitivă sau este o încărcătură electrică puternică, gata de acțiune, care în general noi o măsurăm cu acel minus în față, adică încărcătură negativă, dar nu negativă în sensul acțiunii. Nu. Dăm un exemplu. Noi, oamenii, avem o putere, un golem interior extraordinar de mare. Numai că noi avem foarte multe programe. Foarte multe programe care acționează ca niște inhibitori. Este exact ceea ce simt oamenii când se duc la un examen. La un examen ei nu pot să scoată, să dea tot ce e mai bun. Pentru că sunt într-o fază de emulație, o fază de competitivitate, o fază de concurența, concura cu alții. Și în același timp trec printr-o fază în care multe blocaje intră în acțiune și trebuie să lupte cu ele pentru a putea trece clasa, cum s-ar zice, sau pentru a obține un punctaj bun. Problema noastră este că ori de câte ori noi vrem să ne apucăm de ceva, să învățăm sau să facem, dacă în noi apare acea stare de șecătuire, acea stare de invalidare ca putere, libertate și expresie de sine, este un semn clar că amigdala a preluat acea putere
Amigdala este pilotul automat al nostru. Este acea putere pe care voi o folosiți ori de câte ori vă conduceți mașina. V-ați urcat în mașină, v-ați pus la volan și deja ați dat drumul la partea inconștientă. Adică acea parte reflexă din noi care face absolut totul. Conștientul se poate gândi la spectacol, la ce vrea să mai facă, dar acea parte inconștientă din noi, acel program, conduce mașina și ne duce la destinație. Când noi vorbim de faptul că în fiecare zi noi îi dăm pe mână cheile puterii amigdalei, adică facem lucruri pe care le-am mai făcut și altă dată, de rutină. Atunci noi, practic, la un moment dat, uităm că noi suntem conducători. Amigdala e doar un servitor. Și amigdala uită și zice, nu, tu nu ai ce căuta aici, eu conduc, eu mă ocup, tu odihnește-te, stai acolo. În situația asta, e o problemă pentru că ea se învață să conducă și nu ne mai dă pe mână puterea de a conduce. Și aceasta este amigdala. Și o altă problemă este că noi începem să avem o problemă de invalidare a emisferei stâng, lobului frontal stâng. Și când se întâmplă acest lucru, se întâmplă prin faptul că noi nu mai avem o bună conectare minte-corp. Noi mai având o bună conectare minte-corp, nu mai putem să facem acele lucruri extraordinare din noi, din viața noastră. Deci, când noi măsurăm capacitatea creierului, măsurăm lobii și măsurăm amigdala, dacă noi vedem că amigdala are, să zicem, minus 500, minus 1000 unități ULP, atunci noi avem o mare problemă. Avem multe traume, atât de mari, încât ea nu ne mai dă niciodată cheile împărăției pe mâinile noastre. Toată viața noastră vom suferi și vom trăi în acest, să zic așa, habitat al sclaviei. Și întrebarea este, se poate rezolva? Da. Psihologic? Nu. Există totuși psihologia orientală, care a apărut acum 7-8 mii de ani. 8 mii de ani. Deci ei sunt cu cel puțin 8 mii de ani înaintea noastră, care au studiat lucrurile astea. Ei au studiat lucrurile astea. Și ei au pus la punct practici și profesori care să poată să-i antreneze pe oameni să iasă din acea situație și să intre din nou în posesia cheilor împărăției. Deci, există o cale a vieții, a măsura și a cartografia creierul, câtă putere a primit fiecare particie din creier și a vedea hainele în care se îmbracă un om. Adică a vedea acele frecvențe că el emite în delta, emite în teta, în alfa, beta, gamma și așa mai departe. A vedea în ce haine se îmbracă omul nu te ajută să știi cine este acel om, ce gândește acel om, ce a făcut, ce face și ce poate să facă acel om. Și asta este problema cu undele cerebrale. Este un drum care nu se întrevede niciun orizont. Unde altfel, japonezii, rușii, chiar americanii, au abandonat acest studiu prin prisma undelor cerebrale. Au abordat altfel problema. La ora actuală, știu că la Congresul Mondial de Genetică de la Istanbul,
acum aproape 10 ani, mai mult de 10 ani, s-a vorbit despre cele două abordări, abordarea chimică cu care venea Occidentul, privind studiul ADN-ului și faptul că ei consideră că acel gen DNA este ceva total nefolositor, și abordarea răsăriteană care spunea că Dumnezeu nu face nimic inutil și că ceea ce noi considerăm, noi, ei consideră gen DNA, de fapt este enorm, este o masă enormă care se ocupă cu celelalte 9 corpuri ale ființei umane. Și când noi privim această problemă prin perspectiva cunoașterii actuale, să nu uităm că Newton a făcut un pas important pentru că a postulat toate acele legi și concepte de a înțelege materia. Einstein a fost un purtător de cuvânt, ca să zic așa, a multor oameni care au gândit în acea direcție, dar lui îi revine meritul de a întregi, de a o finaliza această teorie a energiei, a postulat practic conceptele și teoria studiului și controlului energiei. Și materia, noi vorbim de 4% din întreg. Și când noi vorbim de energie, noi vorbim de 30% din întreg. Și al treilea om, un savant de renume mondial, un doctor, doctorul Pang, cu care am studiat și continui să studiez, este cel care a postulat și a pus bazele legilor și conceptelor care controlează informația. Deci noi, ca existență, suntem 4% parte fizică, materială, 30% parte energetică și 66% parte informațională. Asta înseamnă că informația, dacă o controlăm și lucrăm corect cu ea, putem controla energia și, bineînțeles, partea materială. Deci, trăgând o linie, o concluzie, putem spune că 1. Abordarea studiului creierului privind a vedea câtă putere s-a dedicat acelor particii ale creierului reprezintă un mod corect de a înțelege capacitățile omului și capacitățile creierului. A studia amigdala în sensul cât de multă putere i s-a acordat cumva mai multă putere decât acea linie roșie în care omul este în pericol să nu mai fie propriului stăpân, pentru mulți, da. Există și povești fanteziste pentru oamenii care aud ca informație sau doar ca un fel de știască cu elefantul și călărețul, dar acestea sunt doar niște povești care vin și trec prin viața noastră. Lucrurile sunt cu mult mai complexe, iar în acest sens, cred eu că în acești 40 de ani de studiu privind cercetarea creierului și a vieții, cât și prin competența școlilor pe care le-am făcut, am un cuvânt de spus, în sensul că dacă ar fi să sfătuiesc pe oameni să aleagă o cale de a studia creierul, le spună, nu e cazul să vă bateți prea tare capul cu electroencefalografiile. Electroencefalografia este bună să-ți arate dacă un om suferă de schizofrenie sau suferă de anumite probleme legate de ritmuri ale creierului, ritmuri. Deci, encefalografia este știința care studiază ritmurile creierului, dar nu studiază conținutul, informația, studiază doar ritmul. Deci, iar cealaltă abordare, abordarea că noi trebuie să înțelegem
că avem nevoie de a ne educa pe noi pentru a putea da o învățătură reală mai departe. Da. Vis-a-vis de igiena somnului, da, un concept de bază, până așa, contează foarte mult ce faci în ultimele 3 ore dinainte de a dormi. Da. În viteza în care se trăiește astăzi, probabil că foarte puțini dintre noi respectăm această igienă a somnului. Subiectul este atât de interesant și atât de amplu încât nu le putem încheia într-o singură emisiune, așa că o să-ți mulțumesc pentru partea întâi a emisiunii cu acest subiect, iar săptămâna viitoare te rog să continuăm pe această temă. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ați stat alături de noi până săptămâna viitoare. Vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și să respectați igiena somnului. La revedere! Ce vă dori, Doamne ajută! Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă. E vorba de o invenție rusească militară și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.